Dorna Medical a organizat vineri 21 septembrie un simpozion pe teme medicale de actualitate creditat de Colegiul Medicilor din România. Circa 150 de medici de familie și specialiști s-au alăturat manifestării științifice. Tema: investigațiile paraclinice și screeningul pacientului cu afecțiuni gastroenterologice, urologice și ortopedice în ajutorul medicului de familie și clinician. A fost una de interes atât pentru medici cât și pentru pacienți. Prelegerile au fost susținute de medici specialiști ai policlinicii și Dorna Medical, unii dintre ei profesând și în spitale și laboratoare clinice din Cluj-Napoca, Iași și Brașov. Sala de conferințe a policlinicii Dorna Medical din Vatra Dornei a devenit o tribună de dezbatere medicală pentru toți participanții, fie că au avut prezentări academice sau au făcut parte din public. Anfitrionii evenimentului au fost managerii Dorna Medical, dr. Rodica Boca și Roman Boca. Dorna Medical organizează un simpozion pe teme medicale, acreditat de către Colegiul Medicilor Suceava. Vine în sprijinul tuturor colegilor medici care lucrează cu noi și nu numai, sunt în practica medicală, sunt noutăți în domeniu, ceea ce este extraordinar pentru a afla informații noi, și noi avem speakerii care vor fi astăzi, sunt tot medici, care vor prezenta teme specifice activității medicale din Dorna Medical și nu numai. Încă Dorna Medical are noutăți în investițiile pe care le face în curând la Suceava. Vom deschide un centru de imagistică, deja lucrările sunt în derulare. Este un centru de imagistică suficient de important pentru noi și pentru comunitatea suceveană, unde va funcționa un aparat de rezonanță magnetică, un computer tomograf, un mamograf, un ecoelastografie, raze X și așa mai departe, ce face un întreg în investigațiile paraclinice, radiologice și de rezonanță magnetică. 20 de ani de excelență Dorna Medical, cred că spune totul. Da, avem 20 de ani, am făcut anul ăsta, la sfârșitul lunii, în luna august, am sărbătorit, am marcat evenimentul. Vă dați seama că pe piața medicală să reziști 20 de ani este extrem de important, nu este simplu. În hățișul legislativ, în birocrația care există de România, este un succes pentru întreg colectivul Dorna Medical, pentru managementul Dorna Medical. Asta nu înseamnă că ne culcăm pe laurii victoriei, trebuie să muncim, să perseverăm, să fim serioși în tot ceea ce facem și să venim în sprijinul celor care ne cer servicii medicale. Pe lângă amploarea științifică, manifestarea a constituit un prilej de întâlnire între specialiștii policlinicii Dorna Medical și medicii de familie și specialiști din județul Suceava. Printre temele de laborator de interes științific s-au numărat și noi abordări pluridisciplinare în investigarea candidozelor superficiale, precum și vitaminele B și D, importanța lor pentru organism și analizele relevante. Medicii participanți la simpozion au analizat și au supus dezbaterii relevanța investigațiilor paraclinice și screeningul pacientului cu afecțiuni gastroenterologice, urologice și ortopedice. Nu odată, sala de conferințe din cadrul policlinicii din Vatra Dornei a găzduit simpozioane, școli de primăvară de imagistică și conferințe la care au luat parte somități din lumea academică a medicinii românești. Profesor dr. Radu Badea, profesor dr. Ioan Coman, profesor dr. Sorin Dudea, dr. Nicolae Crișan, șeful secției de urologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. Dorna Medical va organiza alte două simpozioane medicale la Suceava și Bistrița.